continuare am dorit să lăudăm pe Dumnezeu cu gândurile noastre și cu inimile noastre să fie deschise la cuvântul Său. Aș dori să vă deschid Sfânta Scriptură la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Data trecută am prezentat unele idei din acest capitol referitor la intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și astăzi am dorit să aducem aceste idei scripturale pentru ceea ce s-a spus. Ca să continuăm exact în aceeași idee în care și fratele Iosif a început dimineață, în a prezenta dovada învierii Domnului Iisus și dovada că El există, că El este viu, și că tot ceea ce ateii, scepticii și duhurile rele acestei lumi fac de a distruge totul, inclusiv, vedeți, idolul de Paște, iepurașul, prezentat în piața din Baia Mare, o idolatrie grosolană, în a-L pune în locul Domnului Iisus orice altceva, numai Domnul Iisus, nu? În aceeași ordine de idei, iarna, vedeți pe Moș Crăciun, aceeași imagine de idolatrie, care Satana dorește ca să-ți pure inimile și să-ți faci acasă și tu așa ceva, sau să dorești așa ceva, ceea ce Domnul nu la asta ne-a chemat. Deci vă rog să vă deschideți Sfânta Scriptură la capitolul 12 de la Ioan. În intrarea în Ierusalim, amintesc câteva puncte, după care aș dori să aduc dovezi la ceea ce spun. Aș dori să încep direct cu dovada, adică din ce cauză amintesc lucrurile acestea, care mi-a deschis și mie mintea. Și sper și vouă să fiți și voi în același sentiment cu mine. Deci mie mi-a deschis mintea la toată discuția acestea, cel puțin două versete. Ioan 1:1. La început a fost cuvântul, cuvântul era Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Prima imagine a Domnului Iisus asociată cu cuvântul. Și a doua imagine care mi-a deschis mintea este la Ioan, la Apocalipsa 19:13, este îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Domnul Iisus este singurul care se asociază cu această imagine. Numele Lui este cuvântul Lui Dumnezeu și lăudat să fie numele Lui. Amin. Cuvântul Lui Dumnezeu, sursa supremă la care putem recurge. Am amintit și data trecută, fratele Iosif ne aduce și dovezi extraordinare că Domnul Iisus a înviat. Pavel, cel mai mare evreu învățat, pregătitorul bisericii, a adus cele mai puternice dovezi că Domnul Iisus este viu, că a înviat, că trăiește, că lucrează și este în inimile voastre a tuturor. O altă dovadă, pe lângă cea scripturală, este dovada vie din inimile voastre a Duhului Sfânt, care există și care o aveți fiecare în voi și dorim să o avem fiecare cât vom trăi, să nu pierdem acest Duh, pentru că este dovada învierii Domnului Iisus. Este cea mai mare dovadă, căci voi trimite un Mângâietor care vă va călăuzi în tot adevărul, după ce El trebuia să supere. Mângâietorul nu putea să vină înainte ca El să supere și să moare. Pentru că era chiar imaginea Lui. Era aceeași lucrare. Era exact lucrarea care și Domnul Iisus a făcut-o. Și Mântuitorul este de-a cursul vârstei evanghelice, inclusiv astăzi, până la terminarea lumii acesteia conduse de Prințul Întunericului. Vă citesc prima dată cuvintele cheie din capitolul 12, de la 12 în jos. Iisus vine, Ierusalim, împăratul lui Israel, măgăruș, n-au înțeles lucrurile profețite și împlinite, mulțimea mărturisea, Lazar a fost înviat ca un semn, grecii îl caută pe Iisus, sosește ceasul, grâul, iubirea vieții este pierderea vieții, viața veșnică, unde sunt eu, acolo este și slujitorul meu, sufletul tulburat, ceasul acesta, Tată preamărește numele Tău, glas tunet înger, judecata lumii, atrage la Tine pe cei, atrage la mine însumi pe toți, lumina, orbirea, credința și fii ai luminii. La aceste puncte am dorit să ne focusăm, să ne punem atenția, pentru că aceste puncte se desfășoară sub ochii noștri. Aceste lucruri s-au întâmplat în perioada Domnului Iisus, când El a intrat în Ierusalim. Aceste lucruri se întâmplă astăzi, sub ochii noștri. De ce zic asta? Pornim de la Ioan 1:1 și Apocalipsa 19:1.
13, o să zic versetul, să nu cumva să-l greșesc, cu 13, unde zice că numele Lui este Cuvântul Lui Dumnezeu, pornind de la acestea, eu cred că perioada zilelor Fiului Omului este perioada de când Cuvântul a intrat în lume, și anume anii 1800, de când v-am mai spus, Satan are o lucrare extraordinară de a combate acest cuvânt. Prin teorii false, prin doctrine false, prin teoria evoluției, prin teoria scepticismului, prin teoria pântecelui, teoria a bunăstării, teoria a orice altceva, numai noi, Cuvântul Lui Dumnezeu. Iisus a venit înseamnă ceea ce a însemnat și atunci. A intrat în lume și a intrat până la un moment dat, după ce și-a depus predicarea de 3 ani și jumătate, a trebuit să intre în Ierusalim. Îl așteptau. Cum îl așteaptă și acum, Maranata, Domnul vine. Unu Corinteni 16:22. Voi citi dovezile și aș vrea să și discutăm, dar nu să le citesc, că dacă nu le zic, nu e bine. Trebuie citite. 1 Ioan 16:22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus să fie anatema, Maranata, Domnul vine. Toți îl așteaptă. Toată lumea așteaptă pe Domnul Iisus. Așteaptă schimbarea. Inclusiv în acea perioadă, ucenicii l-au așteptat când a intrat ca împărat, ca rege, l-au așteptat și au fost foarte, așa cum aminteau frații, cred că fratele Vali a amintit, l-au binecuvântat. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Câteva zile mai târziu au cerut să fie răstignit. Poate și din aceea. De ce trebuia să vină în Ierusalim? În Ierusalim, conform Isaia 2:3, îi spune așa. Citim dovezile întâi. Este foarte important să avem dovezile scripturale, că dacă nu avem dovezile, nu ne putem baza pe nimic. Isaia 2:3 spune așa. Multe popoare se vor duce și vor zice, veniți să ne sunim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, să ne învețe căile Lui, să umblăm pe cărările Lui, căci din Sion va ieși legea, din Ierusalim, cuvântul Domnului. Aceasta este imaginea împărăției. Se vede clar, în imaginea împărăției, Israelul tipic are lucrare, pe lângă Israelul spiritual care e biserica. Apocalipsa 21:9-10, același lucru ne spune. Unul dintre cei 7 îngeri țineau cele 7 potire, mi-a zis, parafrazez, vino să-ți arăt mireasa, soția Mielului. M-a dus în duh, pe un munte înalt, mi-a arătat cetatea Sfântă Ierusalimul. Voi sunteți pietre vii, zice în altă parte. Pietre din aceeași temelie, aceeași cetate. Temelia cine sunt? Cine e temelia? Apostolii. Domnul Iisus. Cine e piatra din vârful unghiului? Domnul Iisus. Deci, cumva, Domnul Iisus e și temelia apostolului și și piatra din vârful unghiului. Dă forma clădirii. De aia, probabil, forma de piramide cea mai bună văzută. Dovadă și în Egipt a rămas cea mai mare minune, singură care a rămas trainică. Probabil, altfel, nu mi-aș putea imagina cum o piatră din vârful unghiului să dea forma clădirii, decât dacă e sub o formă de triunghi, cumva. Că pătrat n-are cum. Cred eu, nu știu. Rămâne de discutat. În Apocalipsa 21:9 mai este o dovadă frumoasă. Stați că n-am citit-o. Unde zice? Versetul 22. În ea n-am văzut templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și Mielul sunt ce? Ce sunt ei? Ei sunt templu. Unde era templu la evrei? Ierusalim. Ierusalim era templu. Era obligatoriu ca Domnul Iisus să intre în Ierusalim. Am mai zis, nu avea voie jertfa să fie în altă parte decât în Ierusalim. Unde-i templu? El trebuia să împlinească litera, să fie el templul lor, așa cum zice în Apocalips. N-avea voie să fie în Ierihon, care e o cetate josă, care e imaginea păcatului, care s-a dărâmat și nu se mai ridică niciodată. S-a dărâmat în a 7-a zi. În imaginea împărăției va fi dărâmat tot Ierihonul lumea acesteia. Împăratul lui Israel. Haideți să vedem, ei l-au primit ca împăratul lui Israel. Ei, vă dați seama că ei nu citau de la ei versetele la binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului, ci ei au citat pe David, în Psalmul 118:26. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului. Dragii mei, Psalmul 118 nu era mai actual atunci decât e acum. Vă parafrazez 2 versete, din el, 3. 118:6. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce poate să-mi fac omul? Astăzi, parcă sună mai mult ca oricând versetul ăsta. Alt verset. 8. Mai bine este să cauți adăpost în Domnul decât să te încrezi în om.
mai mult ca acum, în cine te poți încrede? Să-mi spuneți mie în cine vă puteți voi încrede mai mult decât în Domnul. Altă imagine. 17. Nu voi muri, ci voi trăi, voi istorisi lucrările Domnului. Domnul m-a disciplinat aspru. Ascultați. Domnul m-a pedepsit. La mine ce disciplinat. E mai bun cuvântul ăsta. M-a disciplinat aspru. Nu m-a lăsat pradă morții. De ce? Frate și soră, tu trebuie să spui altora ceea ce ai, ce ai întâmpinat în creșterea ta spirituală. De aia. Deci, împăratul Israel a fost primit la fel atunci ca și acum cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu cu osanale. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Și cine? Împăratul lui Israel. Deci nu altcineva. Deci noi vedem pe Domnul Iisus ca fiind împăratul și regele și Domnul nostru. Alta imagine. Tânărul măgăruș. Măgarul acesta tânăr, așa era obiceiul atunci să-l folosească. De data aceasta Domnul Iisus nu mai vine cu măgar. Apocalipsa 19 ne spune acest lucru. Cu 11. Am văzut cerul deschis. Iată un cal alb. Cel ce stătea pe el se numește cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Am citit și versetul 13. Este aceeași imagine. Este îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. De asta vreau să zic că imaginea Domnului Iisus nu are cine să fie altcineva. Aici nu e imaginea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are ce căuta aici. Aici e Domnul Iisus. E clar. Numele Lui este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, încă o dată, cum e calul? În primul rând e cal alb. O doctrină albă, curată, adevărul pur. Adevărul pur, dragii mei, a fost ars de către anticrist, papa, cu toată gruparea lor, 1260 de zile sau cât o domnit de an, au distrus totul, doar ca să piară acest adevăr și el s-a reîntors alb și curat. Acest adevăr este cuvântul lui Dumnezeu. De atunci au început societățile de Biblie să lucreze extraordinar. Și de atunci oamenii lui Dumnezeu au început să vadă erorile papalității și erorile anticristului. Anticrist mai mare ca și papa nu există. Voi știți că și astăzi este așteptat în Kiev, pentru că toată lumea ascultă de el. Așa l-a numit Zelenski. Să vină și papa la noi, că toată lumea ascultă de el. Și va merge. Posibil să meargă. Trebuie să împlinească și în literă. Deci și litera trebuie să se împlinească. Nu e nicio problemă. Alt punct cheie din Ioan 12. Ucenicii n-au înțeles lucruri profețite și ei le-au împlinit. Dragii mei, enci pe mii de creștini fac lucrurile astea și nu înțeleg de ce le fac așa. Și nu înțeleg unele lucruri, dar le vor înțelege. Și când au înțeles și ucenicii? Când le-au înțeles? După ce s-a terminat totul. Și Domnul Iisus i-a certat cumva, măi, de ce nu le-ați înțeles atunci? De ce nu înțelegeți toate doctrinele acum? De ce nu înțelegeți tot cuvântul acum? De ce înțelegeți în parte? Nu i-a certat nimeni. Ei au fost binecuvântați și au fost răsplătiți fiecare după ce s-a terminat totul. Cei care au înțeles și atunci. Dar sunt care au înțeles mai după. Majorii, de fapt, ucenicii lui așa zice că n-au înțeles aceste lucruri la început. De aceea, refuz să cred ideea. Noi, biserica, nu e bine de folosit așa ceva, e bine de folosit Biserica lui Dumnezeu, care Dumnezeu știe unde este și cine este. Frații care folosesc așa, eu cred că fac o greșeală mare, că doar în gruparea noastră sunt frații, eu cred că frații există pretutindeni și de-a lungul vârstei evanghelice. Dumnezeu să fie lăudat pentru asta. Dovadă la aceasta, Ioan 14, cu 26, zice așa. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care Tatăl va trimite în numele meu, vă va învăța toate, vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Am spus, cea mai mare dovadă, că vezi în alt frate și în altă soră, dovada învierii Domnului Iisus, pentru că îl vezi sau o vezi, care are exact aceleași porniri ale inimii înspre dreptate, înspre neprihănire, sfințenie, adevăr, curăție. Exact cum le are unul în America, așa le are altul în Baia Mare și în sudul țării și oriunde ar fi. Se vede clar că este același Duh. Să fie același Duh. Așa ar trebui să fie același Duh și să nu fie acolo o substituire a Duhurilor care să fie o fațetă. Cercetați Duhurile care sunt exact de la Dumnezeu și care nu sunt, pentru că în lume s-au ridicat mulți proroci mincinoși. Exact. Și după ce îi vom cunoaște după roadele lor. Deci, cumva, după roade, ei se vor cunoaște.
Și alt verset, versetul 29, care zice, v-am spus aceste lucruri, deci Domnul Iisus le-a spus toate lucrurile, 14 cu 29, înainte de a se întâmpla. Pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Deci, altă imagine. Se întâmplă lucruri în lume acum, Domnul ni le-a spus dinainte, și când se întâmplă să le credem. Și să credem lucrarea. Domnul Iisus le-a spus și atunci, ok, nu mă credeți. Nu-i nicio problemă. Credeți măcar lucrările mele. Așa a spus Domnul Iisus. Au crezut ei lucrările. Nici lucrările nu cred. De ce? Pentru că citim mai departe. Haideți să citim. De fapt, da, chiar citim, că uite-te, cred că nici nu l-am notat punctul ăsta și un punct important, nu știu cum l-am sărit peste el. Fariseii, versetul 19, 12 cu 19, fariseii au zis între ei, vedeți că nu câștigează nimica, lumea se duce după ea. Deci, dragii mei, învie Lazar, învie fica lui Iair, învie fiul văduvei din Nain, ori din naștere este vindecat, schilodul sau slăbănovul este ridicat și umblă. Nu pot să vadă nimic. Nici lucrările nu le-au putut vedea. Și ce? Păi se duce după ei lumea. Normal că câștigul lor se ducea. Pentru că ei așteptau ceva de la ei. Ei căutau punga, ca și Iuda. Așa e și astăzi. Așa este și astăzi. În multă creștinătate, așa este și astăzi, din păcate. Se caută beneficii naturale și nu cele spirituale. Beneficiu, da? Și puterea. Beneficiu și puterea de a coordona și de a conduce masele. Se pare că ca să fac o paranteză politico-socială ce se întâmplă astăzi, vă știți că Elon Musk e unul dintre cei mai mari oameni de influență din lume, ăsta care vrea să ducă pe Mars, pe Marte, omenirea. Anticriștii asta vor să facă, să facă altceva decât lucrarea Dumnezeu, că aici a fost grădina Eden și aici va fi și împărăția, dar ei vor altceva. Acesta a dorit să cumpere Twitter-ul. Twitter-ul e o platformă în care scrie mesaje sociale. Și să vă imaginați că a făcut o ofertă extraordinară și Board of Directors nu a vrut să o vândă. Știți cine e Board of Directors? Arabii. Eu nu vreau să cred că arabii sunt spatele la Twitter. E cea mai mare platformă de socializare unde toți președinții țării, acolo scriu Zelenski, eu acolo îl urmăresc pe Zelenski, pe Biden, pe toți îi urmăresc acolo. Arabii. Arabii au... O zic că nu vind eu. Și de ce? El le-a dat aproape dublu pe acțiuni și de ce a zis, fratele, cred că vor putea. Deci nu interesează banii, interesează conducerea și pizzele, sau cum să zic, master puppet, omul care care joacă așa, păpușat. Care mișcă ațele. Asta vor ei să creadă că sunt. Și Dumnezeu îi lasă. Îi lasă să fie așa. Îi lasă Dumnezeu să fie așa. Pentru că, eu am amintit, în intrarea în Canaan, ei, între ei, s-au omorât. Alți viespi i-au omorât pe cei care au scăpat. Deci ei cu armele lor se vor omorâ și după aceea s-o duce și cu armele lor face fiere de plug, așa cum scrie în profeție. În tot acest timp, mulțimea, ce făcea mulțimea care aclama, ce a mărturisit mulțimea? Despre cine a mărturisit? Revenim la Ioan 12. Despre cine a mărturisit? Despre Lazar. Deci, mulțimea mărturisea. Dovada este în felul următor. Fapte 1 cu 18. Cu 8, scuze. Fapte 1 cu 8. Zice așa. Voi veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim. Deci mărturisiți. Veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile Pământului. Au fost ei martori, au fost. Sunteți voi astăzi martori ai Cuvântului Dumnezeu. Ați face bine să fiți. Cum? Prin viața voastră, prin trăirea voastră, prin cuvântul vostru. La familie, aproapelui și dușmanului, cum amintea și fratele rugăciune. Trebuie să fim martori ai Cuvântului Lui Dumnezeu și a minunilor Lui. Ei mărturiseau pe Lazar, că a înviat. Acum, mărturisirea asta lui Lazar, să vedeți cum e văzută. Ioan 12 cu 18. Nu mă asigur dacă e la fel și în traducerea asta. Da, e la fel. Semn. Vedeți? E văzută ca un semn. Ați observat ce înseamnă învierea lui Lazar? Deci, dragii mei, învierea lui Lazar. Voi în Scriptură știți. Israel a fost în două seminții. Israel ca 10 triburi și Iuda. Iuda cu Beniamin. Cei reîntorșează în țară sunt acolo. Iuda și Beniamin. Dar Israel ca ansamblu sau Efraim, în profețiile Scripturii, se mixează cu lumea. Deci, când vorbim de Iuda, e clar imaginea bisericii. Când vorbim de Israel, e și lumea.
De aia sunt duble profeții. Și acum apare Lazar. Și Lazar a fost înviat și acesta e un semn. Cine e Lazar de aici? Noi am vorbit că e lumea. Am vorbit și eu aici și alți frați, fratele Onică și mulți. Imaginea lumii mari. Mai este o imagine. Care n-am văzut-o numai azi dimineață. Israelul a întors în țară, frate. Ăsta e semnul. Deci Lazar, în a dubla imagine, lumea. Îi lumea în viitor. Da, va fi înviată ca și Lazar prin strigare. Mai este încă imaginea Israelului a întors în țară ca semn al cuvântului în lume. Domnul Israelului, împăratului, a venit în lume prin acest cuvânt și și-a restrâns țara. Nu e o întâmplare. Eu am mai zis, 1878, prima așezare pe Tatikva, Osea 6, ușa de speranță, pe Tatikva. După care, președintele Americii să recunoască statul. Nu e o întâmplare. Beniamin Disraeli, să fie el acolo. Primul evreu, la conducerea cele mai puternice țări al lumii, atunci, Marea Britanie. Cum să fie o întâmplare? Astăzi, Zelenski, evreu, nu e nicio întâmplare. Nu e nicio întâmplare, dar toate nu sunt întâmplări. Astea nu sunt întâmplări. Sunt profeții și o să le știm la sfârșit ce va fi și ce... De ce zic? Pentru că toate sunt scrise cumva, nu le înțelegem pe toate, dar când ni se vor explica și le vor înțelege toți. Toți vor zice, nu vine să cred că Dumnezeu le-a scris în Biblie, tot timpul le-am citit și nu le-am înțeles. Altă imagine. Și să o citim, imaginea asta, așa, deci eu am zis numai de Lazar, dar să și citim dovada biblică, o știți, normal că o știți. Dar o citim. Aha, mi-am notat greșit. Dar acum, când am copiat, prima dată mi-am făcut o ciornă și apoi mi-am copiat. Deci la farisei, am și o dovadă la farisei care n-am citit-o. Deci legat de fariseii care se supărau că își pierd, vezi, Doamne, avuțiile lor și câștigul lor, Domnul Iisus le-a spus în Matei 23:13, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. Voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici cei pe care vor nu-i lăsați să intre. Păi, dragii mei, cum poți să ții o mulțime în hâțe și în frâu dacă nu le sucești mintea cumva? Să-i duci pe direcția care vrei tu. Deci ei, nici ei nu intrau, așa le-a spus Domnul Iisus, nici viață nu lăsau să intre. Asta e imaginea fariseilor. Iar imaginea lui Lazar, e o pagină mai încolo, dați pagina în Scriptură, Matei 24:32. Frații, eu amintesc asta și eu cred că smochinul de la care învățăm pilda și împrăgezește și împrunzește mădița este Israelul. Vara este aproape, împărăția este aproape. Asta înseamnă. Vezi Israelul întors în țară? Nu, împărăția e aproape. Semnul e dat. Lazar e înviat, semnul e dat. Asta e unul dintre semne. Altă imagine. Grecii. Ce căutau greci acolo, dragii mei? Nu i-au ascultat izraeliții? Nu e nicio problemă. Domnul a dus cuvântul la greci, adică la voi și la mine. A trebuit să vină un grec și să se roage de Andrei și de Filip. Dorim, Domnule, să vedem pe Iisus, așa-i spun. În Ioan 12:21. Bineînțeles că Iisus, nu știm dacă s-a întâlnit sau nu cu ei, ca să nu este relatat. Imaginea este clară că Roman 11 ne dă dovada la aceasta, că 11:25, unde zice, fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra plinătatea neamurilor. Deci observați, Israelul a fost căzut în orbire ca noi să avem și noi șansă în acel măslin, să fim altoiți, în măslinul lor, nu e a nostru. În vița, vița-i, Domnul Iisus, noi suntem lădițe. Noi suntem doar altoiți acolo. Și zice că dacă ei au fost curățați, cu atât mai mult vor fi altoiți înapoi, chiar în măslinul lor. Dar noi nu ne fălim. Pentru că noi ce avem noi să ne fălim? Că noi suntem niște sălbatici. Sunt măslini sălbatici. Noi suntem ramuri sălbatice. Deci noi trebuie să stăm liniștiți să ne vedem harul în care am fost primiți. Deci grecii. Grecii l-au căutat pe Domnul Iisus. Altă imagine. Sosește ceasul. Roman 13, zice așa. Roman 13:11. Și fiindcă știți în ce timp ne aflăm, este ceasul să vă treziți din somn. Dragii mei, nu sună mai mult versetele astea decât acum. Sunau și atunci, acum parcă sună și mai tare.
Treziți-vă din somn. Mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este foarte înaintată. Se apropie ziua. Să lepădăm faptele întunericului. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm frumos în timpul zilei. Nu în chefuri, în beții, desprânări, fapte de rușine, certuri și invidie. Vă vedeți unde le-au pus astea? Deci, încă o dată, între noi nu sunt a unii care umblă în chefuri, în beții, în desprânări, în fapte de rușine, dar voi vedeți că acolo au pus și certurile și invidia. La alături de acelea, că trebuie să avem grijă mare. Ne îmbrăcăm în Domnul Iisus Hristos și să nu purtăm de grijă la carne, cum la plural, să-i trezim poftele. Trebuie să avem mare grijă, fraților. Deci, dacă eu îi port de grijă la Adam, Adam îmi va dicta viața, vechiul. Dacă îi port de grijă la noua sămânță, la noua creatură, ea îmi va purta viața, la Duhul Sfânt. Sosirea ceasului. Asta e ceasul. Deci ceasul e ceasul de veghere. Ceasul în care știm că mântuirea este foarte aproape. Se vede clar că astăzi este încă chemare. Amintea și fratele Iosif, cei care zic că chemarea s-a încheiat sau că biserica s-a încheiat, ar face bine să aducă dovezi care nu există. Pentru că vedem încă oameni chemați, întorși. Vedem oameni care efectiv și-au schimbat viața în 2022, poate că. Și atunci ce putem spune? A zis și Petru. Se vede clar că oamenii ăștia au Duhul lui Dumnezeu. Ce pot să zic eu? Apa e aici. Deci trebuie botezat. Asta e imaginea. Am auzit că și fratele Călim îmi zicea, poate și Berti vine să se boteze. Deci, dragii mei, există astăzi încă inimi schimbate. Există astăzi încă frați și surori care doresc să-L urmeze pe Dumnezeu și pe Hristos. Și îl lăudăm pentru aceasta, binecuvântat să fie numele Lui. Alt semn, grâul. Domnul Iisus vorbește de grâu. Ioan 12:24. Dacă coborăm mai departe cu relatarea, ce treabă avea Domnul Iisus să vorbească de grâu atunci? De ce era bun să le zică de grâu atunci? Păi, dragii mei, trebuia, pentru că astăzi încă mai este grâu în lume. Și dacă astăzi voi, care sunteți grâu, voi nu vă frângeți să fiți alături de ceilalți o plămădeală curată. Nu vorbim, că s-a discutat mult pentru imaginea cine. Nu vorbim de imaginea din cine. Imaginea din cine e Domnul Iisus. Imaginea trupului Domnului Iisus. Vorbim de noi toți. Noi trebuie să fim o plămădeală curată. Nu trebuie să avem aluat. Aia e imaginea. Dar grâul, nu știu dacă am înțeles bine dintr-un comentariu biblic, după două zile iese din Colțești. Vă dați seama ce înseamnă asta? Deci poate căutați și voi, dar dacă grâu, dacă e drept, ce, poate fratele mică ne poate crește agricultura cu grâu, deci dacă e drept că grâu, a treia zi în Colțești, asta e mare lucru. Deja e simbol literă cu cei în natură. Cuvântul în lume, tot așa. Aproape, nu știu noi calcula anii, ăsta e valiu, știi? Dar noi știm că suntem aproape de 2000 de ani sau cu de la Domnul Iisus, dar tot acolo bat toate, știi? Deci tot în a treia zi cumva bat toate. Da. Dar nu știm să le calculăm bine. Probabil le vom ști în împărăția. Adică sigur le vom ști. Nu avem nevoie, că noi avem altă lucrare. O altă imagine. Domnul Iisus le spune așa. Deci, încă o dată, Domnul Iisus intră ca împărat, dragii mei, deci El intră ca împărat, aclamat de ei. Nu El l-a spus, ziceți-mi că sunt împărat, nu El l-a spus. Ei, de la bună voie, au citat Psalmul 118. Și Domnul Iisus le explică lor, aveți grijă în versetul 25, că dacă vă iubiți viața, o pierdeți. Ce treabă avea să le spună Domnul Iisus atunci, în momentele alea când ei îl vedeau ca împărat, venind pe măgăruș, să le spună, voi aveți grijă că dacă voi iubiți viața, voi o pierdeți. Păi iară, pentru că se întâmplă acum lucrurile astea. Și de ce zic asta? Mă duc în Luca și exact același verset îl citesc. Luca 17. Unde zice? 17:33. Cine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Cine va pierde, o va păstra. Cine a păstrat-o atunci și cine a pierdut-o? A păstrat-o Lot, fiicele. A pierdut-o soția. Cum? Simplu. S-a întors spre ce nu trebuia. Adică spre Sodoma înapoi. Altă imagine, viața veșnică. Voi știți că Domnul Iisus a vorbit mult despre viața veșnică. Ioan 3:16. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, a dat pe singurul său fiu,
ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus le spune la fel. În Ioan, mergem mai jos cu versetele. Ioan 12:26. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Mă duc în Marea Profeție a Domnului, din Matei 24, și citesc același lucru. Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Imagine de final. Cei ai Domnului se duc la Domnul. Cei ai Domnului au direcția clară. Nu se duc la alte stârvuri sau la alte pășuni sau la o singură pășune, la un singur la mine e cadavru, dar de fapt imaginea trupului Domnului Iisus jertfit pentru noi. Aia e singura imagine, platinică. Deci, dacă imaginea Domnului Iisus este un cadavru jertfit pentru noi, înseamnă că e trupul lui Hristos. Da, da. Și nu vreau să știu pe nimeni dintre voi decât pe Iisus Hristos și pe acela răstignit. Deci dacă vulturii păsările cerului se hrănesc dintr-un stâlp, dintr-un cadavru, cine nu mănâncă trupul meu și nu mea sângele meu, nu are viață. De aceea este o vital. Adică e vorba de viață veșnică. Să ne hrănim numai din Iisus, nu din altceva. Exact. Pentru că din altă hrană care este așa cum este pe viață, tot felul de hrană, oamenii se îmbolnăvesc. Ori Iisus ne oferă veșnicia. Hrana veșnică. Exact. Viața veșnică care a fost dat. Și viața veșnică n-am citit. Ce este? Că zice Domnul Iisus în Ioan. Să te cunoască pe tine. Exact. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai primit. Exact. Asta e definiția dată de Domnul în Ioan. În Ioan 17:3. Domnul Iisus parcurge mai departe etapele și ajunge la imaginea de suflet tulburat. Sufletul acesta tulburat o să fie pentru fiecare de-a lungul vârstei evanghelice la momentul lui, dar cu atât mai mult pentru cei care vor prinde ultimele etape, conform Ioan 24:21, un necaz așa de mare cum n-a mai fost de niciodată la începutul lumii și nici nu va mai fi. Dacă zilele n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa și așa mai departe. Știți imaginea. Dar acest ceas este în viața fiecăruia. De ce zic asta? Pentru că ceasul acesta este prezentat și în Apocalipsa. Dacă îl citim în Apocalipsa 3, dacă îl luăm pe axa imaginilor bisericilor, dacă ar fi pe parte de timp, este la biserica a 5-a. Așa se scuze. Dar de asta zic că e în viața fiecăruia, un moment de felul acesta, 3 cu 10, Apocalips. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste toată lumea. Să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ. Mai am un cuvânt. Te rog. Referitor la stârf și momentul în care Domnul Iisus amintește că oriunde va fi stârf, acolo se vor aduna vulturii. Știți care e momentul? Iată că v-am spus mai dinainte, când vor zice, iată-l în pustie, nu vă ziceți acolo, iată-l în dodăiți ascunse, să nu credeți. Căci cum iese lumina de la răsărit și se vede până la fus, așa va fi și venirea Fiului Omului, oriunde va fi stârbul, acolo se vor aduna vulturii. Scurt, vreau să spun un lucru. În momentul în care oamenii îl așteaptă pe Iisus și unii cred că Iisus a venit, se vor aduna în jurul învățătorilor care le-a spus că Iisus a venit. Și Domnul amintește, atunci când vă vor spune învățătorii de pământ că Iisus a venit, voi să nu credeți și să mergeți împreună la stâlp, că Iisus este învățătorul vostru. Amin. Acum nu cred că asta era direcția la care mă duceam eu. Era direcția pe care mă duceam eu, băieți. Se duc unii. Se duc unii și eu te înțeleg perfect pentru asta. Direcția pe care mă duc eu și o amintesc de mai multe ori, dacă ești în jurul... Încă n-am ajuns la imaginea luminii. Dar asta e lumina. Ăsta e fulgerul. Din anii 1800, dragii mei. Păi fulgere mai tare ca oricând. Să nu-mi spuneți, vorbeam cu fratele Sandu și cu fratele Iosif. Are omul fulgerul pe masă și el își bea mai departe pahar. Și vorbește urât cu soția sau cu copiii. Lumina o are în casă, dar o pune sub obroc.
Că nu-i place să lumineze. De ce? Pentru că dacă luminează, îi arată faptele lui. Rele. Normal. Deci, asta e imaginea. Frate Iosif, te rog. Vreau numai să zic că... Numai scurt, citat, vreau să vă încadrez. Citatul atunci de fratele Ionic, că practic susține, să le dă dreptul nouă care credem în prezență. Pentru că ce zice această Scriptură? Zice să nu vă așteptați să vedeți cu ochii literari. Să nu vă așteptați să fie într-o cămăruță aici sau acolo, sau într-un alt loc, pe pământ. Se vede cu ochii. Și uitați-vă pe cer. Și când vedeți fulgere care luminează, pentru că atunci acolo se vede. Asta e imaginea la care vreau să mă duc și eu, că ceea ce le-a spus Domnul Iisus. Le-a spus pe mine, nu mă vedeți, nu mă credeți, vedeți lucrările. Lucrările se văd. Deci, frații mei, dacă cineva nu vede lucrările de astăzi, n-are, deci, cu ochii naturali le vezi. Am spus, Lazar, semnul, Israel întors. Pe lucrarea mai mare ca asta nu este. Cuvântul întors, pe cal alb, pe doctrină curată. Acum, în momentul când spune cineva că e aici, că e acolo, machina trebuie să crezi că e peste tot. Aveți odăițele ascunse, ca și la noi, că e exact. Acolo. Exact. N-avem noi treabă cu odăițe și cu... Deci noi suntem... Noi trebuie să înțelegem... Nu trebuie să înțelegem cumva o literă și să cădem exact în latura în care au căzut evreii. Că numai nu au putut să iasă din litera legii. Dar fulgerul se poate să nu se vadă. Asta am spus. Deci încă o dată spun. Fulgerul se vede, da? Da, frate, vale, nu vezi. Uite-l. Dacă e duă, lumină, se vede fulger. Uite-l. Și acolo așa scrie că va veni cu viață fulgerul de la răsărița. Uite-l. E pe masa ta, e pe masa fratelui și a surorii. E aici fulgerul. Da, da. Stai să continui mai departe. Deci, lasă-mă să continui și discutăm. Nu. Lăsați-mă să continui, că mai am 5 minute. Și foarte important, că sunt niște dovezi, frații mei, azi dimineață la 6 le-am găsit. Astăzi dimineață la 6 am găsit dovezile astea. Și mie nu-mi vine să cred că sub ochii noștri se întâmplă lucrurile astea. Deci, înțelegeți-mă pe cuvânt de onoare, că eu azi dimineață am găsit dovezile care eu le citesc acum. Eu astea nu le-am știut până azi dimineață. Cum? Nu mai descoperi și altele. Tată... Eu zic că numai din mila Tatălui vedem ce vedem. Psalmul 79:10. Ascultați numai ce zice psalmistul. Citim dovezile și după aia discutăm. Psalmul 79:10. Pentru ce să zică popoarele unde este Dumnezeul lor și să se știe înaintea ochilor noștri și printre popoare că tu răzbuni sângele vărsat la slujitorilor tăi. Asta e dovadă la ceea ce Domnul Iisus a spus. Tată, preamărește numele tău. Ies izraeliții din Egipt și omoară Domnul în pustie. Păi asta a vrut Moise. O zis, ce vor zice popoarele astea? A nu pentru ei, pentru numele tău salvează-i. Astăzi, pentru numele lui Dumnezeu suntem salvați. Nu pentru dragi, nu pentru faptele noastre, să știți. Faptele noastre, eu cred că le putem pune... O haină mânjită. Iosua a fost dezbrăcat de haina lui. Iosua din Zorobabel și Iosua din Zaharia, zic. Nu Iosua altul. A fost dezbrăcat de haina lui murdară. Este arătă o haină curată, e supus turban. Curat. Imaginea bisericii. Zorobabel, imaginea Domnului Iisus. Voivodul, domnitorul, judecătorul. În imaginea întoarcerii în Ierusalim. Aia e imaginea. Atunci i-o dat la Iosua. Nu i-o dat mai repede. I-o dat în momentul în care te întorci în Ierusalim, Iosua. Împreună cu Domnul tău. Altă dovadă. Domnul Iisus le spune așa. Tată, preamărește numele tău. Și ce s-au auzit din ce? Un glas. Ce mai zic ei că s-aude? Tunet. Da, tunet. Deci de la 28 încolo. Și încă o chestie. 29. O să pui. Deci trei chestii. Glas, tunet și ce? Un înger. Dragii mei, glasul, tunetul și îngerii lucrează din momentul în care Tatăl îi proslăvește pe cei ai Lui și își proslăvește numele. Deci, din momentul în care numele Tatălui este proslăvit, așa trebuie să spun. Deci, în momentul în care numele Tatălui este proslăvit în lume, apar glasuri, tunete și îngeri. Fiecare înțelege ce, așa zic, că unii ziceau așa, unii așa, dar tot este același lucru. Toate sunt exact, același, un aspect, un exact același lucru.
Și Apocalipsa 16 ne spune lucrul ăsta, fraților. Apocalipsa 16 cu 18. Vorbim de Armagedon, vorbim de după ce i-o strâns pentru bătălia Armagedonului, ultima lucrare în care trebuie dat jos toți ăștia la o parte, și zice așa, 16 cu 18, sau au început să fie fulgere, unu, glasuri, tunete, s-a făcut cu tremur mare de pământ, aproape că ne zice ca în Matei 24, profeția Domnului Iisus. Așa de mare cum n-a fost, de când este omul, n-a fost un cutremur așa de mare. Și tot aceeași imagine, le spune Domnul Iisus mai jos, acum are loc judecata lumii. Păi atunci avea loc judecata lumii. Atunci da, s-a dat lovitura de secură. Da, Satan a căzut ca un înger, ca o, nu știu cum spune, ca o sfoară. Cum? Ca un fulger. Ca un fulger, da. Dar de fapt, el a căzut în sensul că dacă a fost suficient de inteligent și-o dat seama că de acolo a fost. Nu știu, dar nu a fost izgonit din cer atunci. Și probabil, da. Și îngerii lui lucrează în continuare, dar el nu are autoritate. Cine are autoritatea? De la învierea Domnului Iisus are Domnul Iisus. Ce l-a făcut curățat? Da. Bun. Și aceea judecată ne spune și în Apocalipsa. Apocalipsa 16, dacă citim mai jos versetele. Unde zice așa. Putem citi chiar versetul 19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei, cetățile neamului s-au prăbușit, Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Amintea și fratele Iosif în vorbirea de dimineață. Pe noi vedem mai mare furie a mâniei Domnului ca astăzi. Cu armele lor se distrug. Ei înșiși cu armele lor se distrug. Furia lui Dumnezeu nu este împotriva omului, frații mei. Nu este împotriva, este împotriva lor, a ăstora, care au preluat conducerile lumii, a duhurilor și a conducătorilor lumii. Nu împotriva omului. Dumnezeu nu are treabă cu omul să-l distrugă și să-l țină sub papuc și așa. Ei au treabă cu chestia asta. Altă imagine. Ce avea Domnul Iisus să le spună în Ioan 12 cu 32, că după ce va fi înălțat de pe pământ, dublă semnificație, și pe cruce și la cer, ce avea el treabă să le spună că îi voi atrage la mine însumi, pe toți? Imaginea se duce acum pe final, în care citim 1 Tesaloniceni 5, capitolul 4, cu 16-17 și zice așa. Însuși Domnul, cu un strigăt de strângere la un altul cu glasul arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer, întâi vom învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom rămâne, vom fi răpiți cu El în nori, să întâmpinăm pe Domnul. Vom fi totdeauna cu Domnul. Asta e răpirea. Asta e atragerea. Fi ultimii pe pământ și-a încheiat cursul vieții, fie prin moarte, fie prin orice altce fel, corpul trebuie dat. Noi nu avem parte cu corpul ăsta în împărăție. Asta trebuie dat. Trebuie depus. Altă imagine. Milioane de oameni care trăiesc astfel nu vor muri niciodată, spunea un învățător fals. Nu știu dacă știți. Noi acum da. Mulți sunt. Domnul Iisus le spune mai departe. Zice așa. Zice așa Domnul Iisus. Le spune, lumina mai este puțin timp în mijlocul vostru. Ioan 12 cu 35. Păi, trebuia să le vorbească de lumină. Pentru că, în timpul zilelor Fiului Omului, asta e lumina. Ăsta e fulgerul de care ați amintit și voi. Asta o citim în Matei 24 și în multe alte locuri. Și Domnul Iisus le-a spus așa. În Ioan 8 cu 12 le-a spus așa. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Deci dacă urmezi lumina lumii sau lumina vieții, atunci și tu ești ce? Fiul al luminii, așa cum scrie. Matei 5 spune același lucru. Fratele Eugen a avut recent o predică pe tema asta. Voi sunteți lumina lumii. Matei 5 cu 14. Da. Cu o singură condiție. Dacă urmezi pe lumina lumii, pe lumina vieții. Domnul Iisus, de fapt Ioan, spune așa, dacă merge mai jos și cu asta închei, zice așa. Ba nu, Domnul Iisus spune de fapt. Nu, am crezut că Ioan zice, dar e citatul Domnului Iisus. Ioan 12 cu 35, Domnul Iisus zice, cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Asta ce înseamnă? Cum e omul ăla care umblă în întuneric? Orb. Orb.
fraților, orb sau legat, orbit de cineva. Dragii mei, Lot în imaginea Sodomei și Gomora. Voi știți ce-o pățit aia care au vrut să urmească cu... O orbit. Literă și acum e orbire spirituală. În spirit. În imaginea de spirit. Acum mai orb. Omul nu e acum decât a fost vreodată. Și luminează lumina lângă el. Și el nu vede. De ce? Pentru că nu vede. Pentru că lui plac faptele întunericului. Tatăl vostru este diavolul, așa le spune. Nu Dumnezeu. Nu. Că zice că noi suntem copii al lui Avram. Dacă ați fi al lui Avram, ați vedea. Așa le spune. Deci dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele tatălui vostru. Dar voi sunteți fii. Dar însă faptul că ziceți că vedeți păcatul vostru în mână. Exact. Domnul Iisus îl vindecă pe orbul din naștere. Fraților. Nu a putut să-l creadă pe el. O trebuie să-i cheme pe părinți. Nici așa n-au crezut. Și când pe el l-a întrebat Domnul Iisus, el astăzi zicea că eu una știu, am fost orb și acum văd. La fel zicem și noi. Fiecare suntem ăla. Dragii mei, eu și voi una știți. Ați fost orbi și am fost orbi și acum vedem. Întreabă Domnul Iisus, îl întreabă, crezi un Fiul lui Dumnezeu? Și cine e acela în care se cred? Și ți se arată. Domnul Iisus ți se arată și în viața ta. Și zici, da, cred. Cum să nu cred? Normal că cred. Și fariseii, în momentul ăla, ei zic, cum zic? Da, știe careva unde e întâmplarea. Orbul din naștere, da, în Ioan 9, zic fariseii așa. Domnul Iisus zice întâi, eu am venit cu 39, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată ca cei care nu văd să vadă, cei care văd să ajungă orbi. Deci cine crede că vede, să știți, vorbește. Ca să vezi, trebuie să fii țintă la cel care dă vederea. Și zic fariseii, dar nu fi și noi orbi. Ei și-o dat seama că despre el vorbește, despre ei vorbește Domnul Iisus. Și le spune că dacă ați fi orbi, dacă ați fi orb, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem și de-aia păcatul vostru rămâne. Amin. Dumnezeu să ne dea Duhului Sfânt, Dumnezeu să ne dea credință, ca în toate să-L lăudăm și să vedem lucrarea Lui și să lăsăm fulgerul acesta să ne lumineze viața și căile noastre. Amin. Amin. Amin.